Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar astăzi nu suntem în studio, ca de obicei, suntem la Oradea, la un eveniment de sănătate și inteligență artificială. Și atunci, cred că vă așteptați că interviul pe care urmează nu o să fie nici el obișnuit. Îmi pun mari speranțe și eu, pentru că trebuie să încerc să vă traduc niște chestii complicate, încă o dată, într-o limbă cât de ușor de înțeles, cu niște oameni, de data asta, cu siguranță, mult mai competenți, iar unul dintre ei este considerat chiar mafia de la Google. Am început de sus, trebuie. Îl salutăm pe Dan Popovici, aici lângă mine, cercetător, mai ales pe asistenți vocali. Asistenți vocali în Google Research din Mountain View. Ok. Și deja mă simt mult mai mic, încep să mă cobor așa în scaun, dar o să mă ajute să mă resusciteze doctor Horea Timiș, fost director de spitale, de DSP-uri și de un om de sistem medical din România, care s-a apucat de un startup de sănătate. Și sunt tare curios cum ai ajuns la chestia asta prin legătura cu Dan. În pandemie am lucrat, era o problemă atunci cu anchetele epidemiologice. Toată lumea știa că din cauza cazurilor de COVID nu aveam doctori, nu aveam și fiecare județ aveau problemele mari. Noi am făcut primul cu cei de la Wise Voice România, tot români, un doctor care folosea inteligența artificială, care făcea singur anchete epidemiologice. Au fost pe toate canalele Pro TV. Da, toate. Și cu toate astea am avut noi anchete epidemiologice de ne-au ajuns. Da, am informatizat. La un moment dat eram toți o epidemie, mai puțin anchetă. Da, și foarte multe sisteme informatice și mi-am dat seama de un lucru. Statul nu o să fie capabil niciodată să le implementeze. Ajungem și acolo. Aș vrea să încep de la Dan, care este, am exagerat dacă spun că în domeniul ești deja o somitate, ești de atât de multă vreme acolo. Aud că ești de pe la începuturile Google. Sunt din 2007, deci de 15 ani sunt la Google și am lucrat pe partea de search de la început. Am fost responsabil pe multe părți din search. Când faci o eroare pe Google și îți dă o recomandare acolo cum să fie corectată, am fost eu responsabil de partea asta. Și deci fiecare modificare care o făceam, știam că va afecta un miliard de oameni. Și de atunci m-am mutat, acum sunt pe partea de cercetare, de atunci am fost pe partea de search. Da. Practic search, care este în continuare cel mai folosit serviciu de la Google și care este și motorul cele mai importante afaceri de acolo, care este... Exact. Publicitate. Exact, da. Și acum lucrăm la motorul de inteligență artificială pe România, pe sistemul de sănătate. Vom ajunge și acolo. Dar ajunge și acolo. Așadar, cred că v-ați dat seama că avem un setup foarte bun pentru o discuție despre motoare de căutare, inteligență artificială și sănătate. Nu aveți foarte mult timp la dispoziție, așa că aș vrea totuși să dau un pic de background pentru Dan, să înțeleg un pic mai bine de unde vii. Cum ai ajuns tu la Google? M-am născut aici, în Oradea, mi-am făcut liceul în Arad, după aia m-am tot mutat, am făcut bachelorul în Germania, după aia în masterul în Canada cu Joshua Bengio, care e unul din fondatorii AI, Deep Learning. Avem o lucrare scrisă care are peste 6.000 de citații și după aia am mers la Google pentru un internship și am stat acolo, nu mai am plecat de acolo. Aia a fost în 2007 în început. Erau încă vremurile alea când Google plătea în acțiuni? Da, am primit și destule acțiuni de la început și... Mai ai? Mai am și acțiuni de la Google. De atunci? Și de atunci și în fiecare an primesc noi acțiuni. Cu cât ești mai sus ca nivel, cu atâta primești mai mult acțiuni și mai... Deci salariul nu-ți crește la fel de mult ca și acțiunile. Ok. Deci tu ești acționar la Google din 2007? Din 2007, da. Fantastic. Și acum mi-am luat o casă aici pentru că vreau să stau jumătate din timp în Oradea și jumătate din timp în California. Am mai auzit chestia asta. Foarte mulți români care au succes în Statele Unite, în tot felul de organizații, companii, își împart acum viața între Statele Unite și România. Și aș vrea să înțeleg de ce. Are legătură cu chestia asta, cu work from anywhere? Nu, remote? Pentru mine are legătură cu familia. Aici sunt bunicii mei, acum zilnic bunica trece printr-o perioadă foarte dificilă și atunci pot să am grijă de ea. Aici sunt verișorii mei, aici sunt mătușa mea, părinții la două ore distanță. Acum voi avea și un copil și atunci familia este super importantă. Cealaltă parte de familie cu sora, care lucrează tot la Google, în Mountain View, în Sunnyvale acolo și atunci și au doi copii și atunci stau acolo jumătate de an, jumătate de aici, deci tot timpul lângă familie. Dar cu toate astea, jumătatea din timp, jumătatea cea mai activă, bănesc, este acolo. Da, da. Cum simți când te duci la Google în Mountain View? Te duci la muncă sau te duci acasă?
Nu, și acolo, eu am spus și managerului, nu pot să văd lucru ca și lucru, ca ceva care trebuie să fac, trebuie să fiu foarte pasionat de ceea ce fac și atunci o fac cu mare plăcere. Și acum sunt în vacanță până la sfârșitul lui septembrie, dar lucrez, am meeting-ul, nu fiecare zi, doar de plăcere, pentru că asta vreau și asta îmi place. Dar cum arată munca ta? Sunt tare curios. Adică aș vrea să mergem iarăși un pic în spate, împing un pic înapoi, pentru că perioada aia de început a fost foarte interesantă. Am auzit povești, la un moment dat am vizitat un accelerator în care cei de la Google au fost, să zicem așa, găzduiți la Plug and Play. Uh-huh. Fondatorul îmi povestea că inclusiv acționarii aveau probleme, Serghei și Culeri aveau suficiente probleme financiare încât ar fi vrut să mai dea din acțiuni doar pentru chirie și ăștia au zis că nu e neapărat nevoie, le-au luat doar banii și după aceea au regretat. Da, da. Adică perioada de început este foarte romantică și foarte aventuroasă, dar cât din miturile astea de la început sunt adevărate? Adică povestește cam cum era munca atunci și cam cum se desfășura munca, ca să vedem cât de mare diferența față de astăzi. Deci Google a început în 1998, eu am început în 2007, deci eu n-am prins chiar începutul. Începutul meu acolo a fost ca și programator. Așa. Dar 2007 încă nu era o bestie cum e acum. Nu, era mult mai mic. Adică tot search-ul încăpea pe un etaj. Acum e în 3 clădiri. Deci okay. Da, era mult mai... Se mișca mult mai repede. Veneai cu o idee, o venit, de exemplu... Problema asta de a, dacă faci o eroare să te apară 10% din query-uri sunt greșite, deci trebuie corectate. Uh-huh. Primul sistem a fost implementat într-o lună și jumătate. Acum îți ia 3 luni să faci o schimbare mică, dar care după aia afectează un miliard de oameni. Deci acum totul se mișcă mai încet pentru că trebuie totul testat luni în șir, că trebuie să știi sigur că nu avea un efect secundar nociv. Câți oameni erau atunci în companie, mai știi? Câteva mii. Ok. Acum sunt câteva sute de mii. Deci sunt 200 de mii de oameni. Cunosc țări mai mici. Nu? Da, da. Și da. Capital ar fi a 10-a țară din lume. Sau... Da. Și cu toate astea, Google a păstrat căsuța de căutare unică. Și doar atât. Deci nu ads-uri, nu tot felul de chestii pe prima pagină. Da. Deci până la inteligența artificială, a existat o inteligență simplă care le-a spus un singur punct de intrare. Da, da. Și cred că simplitatea asta e foarte importantă și va rămâne. Google are niște insight-uri, înțelege atât de bine utilizatorul, cum nu cred că o face nimeni în momentul ăsta, ca puncte de contact, ca tipul de căutare. Chiar și cei care sunt sătui de tracking-ul de pe Facebook și de pe alte social media, dau un Google și ei. Deci într-un fel sau altul, hrănim sistemul cu informație, nu? Da, noi toți. Cu fiecare interacțiune, doar din faptul că te uiți la un rezultat, deja îi spui Google-ului ceva. Spui că te-a interesat ceva. Ok. Și cât de valoroasă este informația asta pentru Google? Din câte am observat eu, nici măcar nu mai poți să dai o căutare fără să fii logged in. Nu este necesar. Deci poți, dacă nu ești logged in, poți să folosești, atât că nu este personalizat. Adică te se debifeze aia cu cookie-urile. Cookie-urile și să dai log off, să nu fii logged in sau intră în incognito mod unde nu știe absolut nimic despre tine. Dar așa acolo îmi zice să las niște cookie-uri. Dar asta cu cookie-uri e o chestie, e o lege generală care nu are nicio legătură cu... Păi și nu mă leagă pe mine de căutarea aia? Că poate vreau să fac o căutare care să nu rămână în istoric. Dar nu se va rămâne în istoric. Dacă faci prin incognito, orice cauză nu va rămâne în istoric. Ok. Și nu numai asta, poți gestiona ce rămâne în istoric. Deci dacă tu zici, ok, vreau să șterg căutarea asta, va șterge și va șterge din toate sistemele. Da, dar nu și efectele pe care le-a adăugat algoritmului. În perioada scurtă în care a fost activ, după aceea va dispare. E mult mai important să fii tu fericit decât să-ți folosim... Dar mai are vreun rost să am rețineri în legătură cu colectarea asta de date prin căutare? Atâta de multă atenție dată să nu... De exemplu, eu ca inginer să nu pot să-mi dau seama cine ești tu. Deci există echipe interne care au grijă ca privacy-ul tău să fie private. Ca individ, dar ca persona digital, încât înțeleg datele colectate în momentul ăsta e o bază de date atât de complexă încât tot ce înseamnă companie mare înțelege mai bine utilizatorii decât să înțeleg ei înșiși. Da, posibil. Dar este informația atât utilă pentru a da servicii importante și utile utilizatorilor. Tot e făcut în serviciul ăsta. Ok. Pentru că din punctul ăsta de unde se uită utilizatorul,
vede o chestie mai puțin onestă. Care e filozofia până la urmă de acolo? Pentru că mulți oameni zic, ăștia fac chestiile astea ca să ne colecteze nouă datele. Cât e adevăr, cât este mit? Orice e colectat, eu nu am lucrat niciodată pe partea de ads, de advertisement, tot timpul a fost pe partea de search. Și acolo nu poți, de exemplu, nu poți plăti să fii pus mai sus. Nu poți, orice vrei să faci ca să influențezi unde vei fi în search, nu poți influența asta decât prin faptul că ai un site mai bun, oferi informații mai importante. Faci SEO. Da, dar partea de asta de SEO, oricât de bine o faci, până la urmă, dacă nu faci ceva util, nu vei apărea undeva sus, sau cel puțin asta încearcă search-ul să facă, să dea cele mai utile informații pentru orice query. Ok. Pentru că până la urmă așa rămâne relevant. Da, da. Dacă nu, există și alte opțiuni. Ai și ai competitori la care poți merge. Nu există singurul. Nu prea mai există, hai să fim sinceri. La început mai exista Yahoo. Ok, Yahoo nu mai există, decât cred că Yahoo Japan. Dar în rest, da, dar există Bing, DuckDuckGo, există acum alte search-uri, Niva, tot felul care apar. Deci există opțiuni. De ce rămâne Google mai bun? Am încercat toate celelalte de care mi-ai spus, nu se apropie. Ai nevoie de o civilizație întreagă să faci ceva care chiar merge pentru orice query, oricând. Atâta de mulți oameni sunt în spate. Da, cred că va fi greu să te apropii. Să te apropii. Ok. Deci tu te-ai ocupat, ai lucrat partea de search. Nu știu cât poți să-mi povestești mai mult din ce ai făcut acolo, dar sunt curios ce te-a ajutat pe tine din experiența ta, din educația ta, să fii bun pentru jobul ăla. Eu în clasa 10 am fost la Olimpiada de Informatică și a 10-a și 11-a am fost locul 2 pe țară din Arad. După aia am lucrat la o firmă part-time în liceu. Deci după școală mergeam la o firmă și lucram și învățam așa software adevărat. După am mers la facultate, am scris multe lucrări, am publicat mult. După aia patente multe la Google. Și cred că foarte mult m-a ajutat că am lucrat cu Joshua Bengio, unul din fondatorii AI. El cumva mi-a fost mentorul la masterat. Și am învățat ce înseamnă inteligența artificială, când încă nu se... În 2007, dacă ziceai ceva de AI, nimeni nu te băga în seamă. Adevărul că da. Pe vremea mai erau doar niște SF-uri destul de apocaliptice cu AI și cam atât. Da, că vor lua controlul lumii. Și... Păi și acum sunt multe dintre ele. Da. Ai văzut Ex Machina? Acum sunt reale. Am văzut Ex Machina. Nu, eu nu sunt fanul de direcția asta, nu cred că vom ajunge acolo, dar... Cine știe? Apucăm să vorbim și de inteligența artificială și de scenarii apocaliptice, dar și cele pozitive. Pentru că noi suntem la un eveniment aici de sănătate și AI, pentru că încercăm să luăm partea bună. Deși sunt o fel de voci care spun că o să fie rău. Dar până acolo, aș vrea să mă mai întorc foarte scurt la cariera ta, pentru că îmi spuneai că în liceu ai fost la Olimpiade. Sunt convins că pentru asta ai făcut culegeri și meditații și tot felul. Am făcut meditații cu o persoană, Mihai Stroie, care era la facultate, care a fost olimpic internațional. Și făceam meditații așa online cu el. Deci el m-a ajutat. Și el m-a ajutat. Asta a fost în 2002, 2001. În 2002 făceam meditații online. Uh-huh. Și era o Gazeta Informaticii. 18 ani mai târziu, școala remote. Nici Khan Academy nu era pe vremea aia când te-ai apucat tu. Nu există încă. Ok, deci ai luat meditații de vreme. Ai fost la Olimpiade. Apoi ai început să te documentezi și să înveți și să lucrezi foarte mult în domeniul ăsta. Știi povestea aia cu Outliers al lui Malcolm Gladwell, cu cele 10.000 de ore. Mm-hmm. Pe la ce vârstă crezi tu că ai atins primele 10.000 de ore în știință? Nu știu, poate pe la 25 de ani. Not bad. Am început în clasa 7-a să învăț programare cu tati. El și el învățat de atunci, am învățat foarte puțin. În clasa 9-a ne-a întrebat... cei de la școală, știi for loop, știi asta și asta. Și eu auzisem de toate și ziceam, da, după care am mers la tatea care și am zis, i-am spus la profesoară că știu totul, până mâine eu trebuie să învăț. Și am învățat atunci în 2 luni programare, cum trebuie, și după am început să merg la Olimpiadă. Deci tatăl meu m-a ajutat foarte mult la început. Și tatăl tău. Da. Așadar, nu e doar o chestie că ești tu talentat. A fost nevoie și de un tată, a fost nevoie de încă un alt olimpic care să te ajute. De un profesor la școală, am fost la școală de informatică, deci 8 ore pe zi, care mi-a dat toate condițiile necesare. Ok. Deci asta cu talentul în continuare rămâne 1%? Da, sigur. Am avut un coleg care era în clasa 9, l-am pregătit, Andrei Gönții, el era în clasa 7 și o menționat la Olimpiada la clasa 9 și se clasa.
doar cu meditații care le ai dat-o și tu mai departe. Da, da, da. La fel și persoana care acum are 140 de oameni la Google și face mașina care se conduce singură, tot eu. Waymo. Da, Waymo. Tot eu am început. Tu l-ai mentorat. Da. Zi-mi un pic povestea asta, că mi se pare interesant. Deci, pentru cei care nu știu, am văzut mașinuța aia ciudată de la Google. Ciudată? Mi se pare când așa. Nu are omul care să conducă. Vorbesc despre ea tot timpul. Mi s-a părut genial. A fost prima mașină pe care am văzut-o fără pedale și fără volan. Da? Este celebră poza aia în care o persoană nevăzătoare urcă pe scaunul șoferului, știi, și în prezentările pe care le mai fac le arăt oamenilor poza și le spun ce e ciudat în poza asta. Și oamenii se uită și zic că mașina nu are pedale și volan, ok, dar e o problemă cu șoferul, care e problema? Și nimeni nu se prinde pentru că nu-ți dai seama. Nu vede, ochelarii nu vede. Șoferul nu vede, șoferul e nevăzător. Dar mașina de la exterior, scuze-mă, e urâtă. Astea sunt acele mașini micuțe, dar acum îs de asta Jaguar, Lexus, mașini mari, faine, da. Doar fără șofer. Dar mie mi s-a părut interesantă ideea că Google a vrut să-și facă propria mașină. Da, da. M-am să acolo și le-am pândit la Hala 100 cum ieșeau. Se închideau acolo porțile în spate. Am fost să văd una de aproape acolo expuse, foarte spațioasă la interior, dar la exterior așa o chestie... Mașinuță, așa, blob, de formă. Da. Da. Ok. Povestește-mi așadar, zici că avem un român care gestionează ce la proiectul ăsta la Waymo? Partea de planning, de decide în ce parte să mergi, unde să mergi, cum să mergi. El are un PhD în robotică din state, okay. Dar am studiat împreună la Bremen, Germania, și am fost în același liceu, a fost cu clasa mică la Slavici, acum Moise Nicoară, în Arad. Și acum gestionează 140 de oameni sub el pe partea asta de planning. Ok. Trebuie să ne faci o legătură, că eu îl notez aici, dacă îmi zice, eu mă o să-l vizitez. Dacă eu pot să mă dau cu o mașină de la Waymo, cu omul ăsta în ea, eu mă duc, să știi. Da, eu am fost. Este o experiență deosebită. Cum îl cheamă? Ioan Șucan. Și el de aici? El e din Arad. Make sense. Mafia de la Google din România e puternic. E puternică. Dar știi că era și mitul ăla cu a doua limbă vorbită la Microsoft este limba română. De fapt, era de fapt engleză cu accent indian. La Google cum e? Nici nu este a doua, deci tot așa e la fel și la Google. E tot un mit. Da, da. Dar este o limbă foarte vorbită și la... În orice, mai ales în biroul din Zurich, de exemplu, foarte mulți români, și în biroul din California, din New York, okay. Din Seattle. Ok. Și din București, acum este Google București, cu mulți din Fitbit sunt acolo. Din ai fost? Încă n-am fost. E o clădire foarte faină. Mai povestește-mi foarte scurt ce mai faci acum acolo. Deci te-ai ocupat de search până la un punct. Acum te aud că te joci cu AI-ul, DeepMind, am auzit ceva. Nu DeepMind. Eu sunt pe partea de cercetare la agenți conversaționali. Ideea de a face, de a putea vorbi cu un produs, orice produs ar fi, dar cu conversație în care ține minte de context, unde ești și poți vorbi natural. Nu caut X, Y, Z, așa, keywords. Nu, pune întrebări, deci efectiv... Uite, acum... problema pe care am avut-o eu cu asistentul Google de pe ecranul ăla mic acolo, de pe Home Assistant, era, i-am zis, tell me the weather tomorrow in Oradea. Uh-huh. Și a dat seama. Uh-huh. Deci a mers. Merge din ce în ce mai bine. Am văzut că se tot mai îmbunătățește. Bine, mi-ar plăcea să-l întreb în limba română. Da, da. Când aș putea să fac asta? Acum când nu pot prezice, dar se lucrează pentru toate limbile. Și eu acum aș vrea să meargă bine. Vreau bunica să-l folosească. Dacă un copil și o persoană în vârstă poate să folosească, știi că funcționează cum trebuie. Cred că ăsta este adevărat o test al tehnologiei. Eu așa cred. E aceeași senzație ca și cu mașinile alea. Dacă poate să meargă o persoană nevăzătoare, un copil sau o persoană așa, să n-aibă nevoie de asistență specială, la fel să fie și pentru căutare. Ce urmează pentru căutarea asta cu vocea? Deci zici că partea asta conversațională avansează. Eu cred că fiecare produs unde are rost va avea o conversație naturală cu el. Și prin voce și naturală, nu doar prin niște cuvinte într-o căsuță de... Și nu va trebui să repet toată întrebarea, pentru că va ține minte ce am întrebat mai devreme. Exact, dacă vrei după aia să zici, mai la stânga, vreau să fie nu, un preț sub 200 sau doar atâta, nu mai trebuie tot query-ul, preț sub 200. Nu, ține minte, ca și un om. Mm-hmm. Ceva de genul, și acum o să le pornesc cu oamenilor telefoanele, hei Google, vreau să merg în weekendul ăsta undeva unde biletul e sub 200. Da, și după aia să zic, vrei afară sau vrei în țară?
Și după aia, prin discuție, uite, îți recomand asta, vrei să faci booking, da? Și să dureze mai puțin de 10 minute până la hotel de la aeroport? Exact, vreau toate condițiile. Și după aia să zic, n-am găsit decât la 15 minute, dar ai toate restul condițiilor satisfăcute. Mm-hmm. Și peste o lună să zic, văd că ai weekendul următor liber. Ultima dată când ai avut weekendul liber, m-ai întrebat așa, ai vrea să-ți fac o recomandare pentru un alt oraș? Exact, la asta lucrăm acum. Hei, medica! De aceea trebuie să ajungem înapoi la discuția de la care am pornit, pentru că dacă înțelegem așadar un pic de evoluție foarte rapid ce am vorbit despre inteligența artificială și căutare, să vedem cum o aplicăm. Și deși părea că te-am abandonat acolo, Horea, ne întoarcem la tine pentru că se leagă. Da, păi asta e esența, tot ce a zis Dan. Facem acum, suntem în faza de test și, cum spunea Dan, el lucră și pe partea, te completez eu cu partea medicală și noi împreună am lucrat și în pandemie. Foarte multe lucruri am făcut. Am folosit inteligența artificială de la Google, inclusiv pe sistemul de testări. Am aplicat niște metode inteligente bazate pe inteligența artificială când la testările COVID. Program făcut tot împreună cu ei. Tot împreună cu ei și cu colegii din București, un alt grup, am făcut acel robot. Și tot pe partea asta de ce zice Bogdan, în care un robot discuta cu pacientul. Pe startup-ul nostru pe România, dar el este creat pe toată Europa, practic, în faza beta în care suntem acum. Exact la asta se va lucra, în care finalul nostru, la un moment dat, peste un an de zile, estimăm, va fi un bunic al lui Dan, poate să apese pe Hey Medica și să spună problemele care sunt. Și noi alegem doctorii, îngrijirile la domiciliu, laboratoarele, le interconectăm în spate și practic la această oră, în sistemul nostru beta pe România, avem indexat fiecare sat din România. Și, ce-i fain, suntem lideri pe diaspora, că testăm un pic și diaspora, românii din diaspora ne folosesc în varianta de test. Primim mesaje din insulele Canare, din Danemarca. Adică cum se întâmplă chestia asta? Pentru că aș mai face o mică paralelă. Cineva de la Google a anunțat chiar anul ăsta, un cercetător a anunțat că pentru prima dată inteligența artificială este, nu poți distinge... Da. Asta și acel angajat a fost, li s-a spus să plece de la Google, că nu au vrut Google să fie asociat cu el. Nu este încă nici aproape. Yeah. Ok, dar promisiunea asta este în cele din urmă, că discuția aia va părea că o ai cu o persoană reală. Da. Asta deja există la Google, unde Google face telefoane pentru rezervare de o masă la un restaurant. Duplex, exact. Și asta funcționează în care nu-ți poți da seama că este om. Deci folosește și chestii gen ca și răspunsuri că nu e foarte sigur sau deci da, nu ți-ai putea da seama. Dar este pe o problemă foarte clară. Da. Nu dați răspunde orice întrebare despre orice. Dar domnul doctor, o să sune mama aia, o să apese pe buton să vorbească cu doctorul. Dacă nu-i spune nimeni că să de vorbă cu un doctor. Nu, ce asta? De exemplu, și când face la începutul conversației se spune sunt asistentul robotic de la Google. Deci nu, nimeni nu încearcă să te înșele, să crezi că vorbești cu un... Ok, pentru că operatorii de telefonie nu spun chestia asta la noi. Și acolo este o registrație în state în care ești obligat de a face asta și cred că și aici... Bună, sunt Andreea! Da, bună, sunt Andreea. Știi? Aveți o rată în plus. Horea, cum vrei să faci chestia asta să meargă? Pentru că... În cele din urmă, știi, tehnologia foarte bună trebuie să fie undistinguishable, să pară magică, să se întâmple pur și simplu. Și în varianta ideală este exact cum a zis amândoi. Ar trebui să poți să zici, mă doare piciorul. Nu? Da, acum încă lucrăm și noi la această parte. Acum, de exemplu, dacă scrie, nu știu, omul scrie durere. Da? Sau mă doare piciorul. Da, sau mă doare piciorul. Avem niște asociații pe simptome în spate, în care durerea de picior ar trebui să fie ori în zona reumatismală, ori ortopedie, ori poate fi o urgență.
Adică exclus cardiologia, exclus neurologia, exclus chirurgia pe creier. Și atunci vedem în jur omului ecosistemul medical și încercăm să-i dăm soluții și inclusiv să ajungă acolo, în cât timp, cum poți ajunge, care sunt clinicile, ce doctori sunt pe care îi poți apela. Asta suntem acum și ce e interesant că la acest prototip România este zona de test. Deci voi testați în România un sistem în care eu pot să intru și să spun unui asistent de genul ăsta? Pentru conferința asta l-am și deblocat. Adică se poate utiliza, fiindcă tocmai am făcut o prezentare cum funcționează pe Oradea. Ne faci un demo? Adică e un pic de moment de premieră. Noi înregistrăm undeva în septembrie, să vedem când o să-și putem publica, pentru că, din câte știu, voi sunteți în partea asta de testare și încă nu ați ieșit public. Cu toate, da, n-am ieșit public cu nimica și trebuie să întrebăm și noi la rândul nostru, că suntem mai mulți români înalți, asociați, investitori în toată chestia asta, okay, și creștem și atunci pentru orice acțiune care facem trebuie să întrebăm tot board-ul. Evident. Și de aceea... Și eu, orice am vorbit noi acum despre Google este doar părerea mea personală. Stai liniștit că nu se așteaptă nimeni să vorbește în numele companiei, exact, cred că deja oamenii s-au împăcat cu idee. Să fie clar și să nu vină cei de la Google să zică, este părerea mea. Dar nu cred că ai spus ceva ce nu se știe, doar că important e să ajutăm pe oameni să înțeleagă cât mai bine. Da, deci sistemul HeyMedica la început e o bază de date cu toate spitalele, farmacii, medici de familie, clinici, laboratoare, stomatologi din toată România până la nivel de sat, practic. Zi-mi un sat din România. Sat, oraș, orice. Nu știu, Hășmaș? Hășmaș. Hășmaș de Arad. Hășmaș. Da, Hășmaș România, da? Deci, dacă tu te-ai dus acum în Hășmaș România, ai aici tot sistemul de sănătate, în apropiere 15 farmacii, 17 medici de familie în 20 de kilometri. Cu cât moți asta, cu atâta îți arată arealul de serviciu. Fiindcă dacă ești la sat, uite, la 10 km de sat, sunt 3 medici de familie și un medic special și 4 farmacii la Hășmaș. Aici se identifică și toți furnizorii de servicii medicale din jur. Deci asta e până la urmă partea de booking. Și ăsta este un sat, să zicem așa, submontan din... deci funcționează pe toată România. Foarte greu accesibil. Așa. Dar dacă mă duc pe o localitate, cum este Oradea? Dacă, la Oradea cred că deja... Deci în Oradea deja lucrurile se schimbă, da, și sunt foarte mulți provider medicali în Oradea, foarte mulți furnizori de servicii medicale pe Oradea și pacientul poate, de exemplu, de la noi este farmacia Bonitas, care e aici aproape, și pe telefon automat apare și partea de conectarea cu Google și îți face ruta și te duce direct acolo. Okay. Ce e interesant la partea de search este că dacă omul scrie partea asta de durere, deja îi dă durere dentară, de articulații, de inimă și dă de articulații. Deci a scris doar dure și a știut că trebuie durere. Deci, cred că știu cine a făcut partea asta. Așa, și începe doctorul Târnoveanu și practic de aici începe aventura medicală, că doctorul Târnoveanu este, are și partea de evaluare, timp de așteptare, amabilitate, dacă e recomandat sau nu, numărul de vizualizări, ce specialități are. Doctorul poate să-și take account, să-și ia contul și să-și îl configureze, poate să pună partea de programare online, dacă are nevoie, fiindcă trebuie să digitalizăm și sectorul digital din România. Și una dintre problemele că sunt sute de aplicații de programare online, ceea ce zăpăcește și pacientul, așa, și medicii, unele costă extrem de mult și atunci noi punem acest sistem gratuit. Tot aici doctorul poate să-și creeze un profil de Facebook, practic, adică un similar Facebook sau LinkedIn, să-și pună poze cu clinica, să-și pună, efectiv, să-și configureze clinica. Ca un restaurant? Exact. Exact, pe principiu. Cu un restaurant, cu calificative, cu distanță, cu tot. Aici așa avem în teste, de exemplu, ce testăm noi acum este... știm părerea oamenilor despre spitalele din România și atunci o să facem clasamentele spitalului din România și o să le publicăm în fiecare an. Și aici să vedem spitalele pe confort, servicii personal și ele se evaluează automat ca un TripAdvisor. Da? Okay. Și dacă dai pe spitalul Dr. Pop, nu știu, Mircea, care acum a evaluat pe aici, într-o ierarhie, lumea și mass media o să vadă foarte clar spitalul cum e pe calitate confort, pe
personal, care tendința în timp se îmbunătățește și da. Noi din mediul privat vom face lucrurile astea și o să le publicăm încât să nu mai existe, că nimeni nu știe dacă spitalul e public, e bun sau rău, sau clinica sau orice. Și okay. Atunci am făcut primul sistem independent. Știi că Ministerul Sănătății are ANMCS-ul care evaluează spitale, dar toate spitalele sunt bune. Da. Asta e o problemă. Am avut o intervenție recent și mi-a zis doctorul că, domnul Buhnic, acum eu vă fac și la spital la asta dacă vreți, dar la privat nu o să mergeți acasă cu ceva în plus. Adică mi-a făcut o aluzie la infecțiile intraspitalicești. Și toată mi-a ajuns să se ferească de spitalele publice, cele de stat, din cauza asta. Din păcate însă nu știm câte dintre ele au probleme reale cu astea intraspitalicești și cu nozocomialele. Da, și lucrul acesta se poate afla din de unde? De la pacienți care au pățit-o? Da, și din datele spitale. Aici, de exemplu, avem un cont de pacient, așa, de medic, okay, în care medicul poate să vadă cum e urmărit contul lui, aprecieri, favorite, vizite, dacă a primit recenzii, profilul pacientului care îl caută, care e tipul de pacient care îl caută clinica sau doctor și se face o medie. Oh, analytics. Da, deja deci, analytics. Da, și analytics avem și sus aici și de aici el poate să vadă ce se caută în jurul clinicii lui sau cum îl caută, care sunt cuvintele cheie, date de marketing vin, care e tipul de pacient, caută bărbați între 35 și 65 de ani sau poate să segmenteze, deci poate să-și creeze propriul lui să-și înțeleagă business-ul medical. Ce avem foarte interesant și este inovația noastră este tracking-ul. Da? De unde te caută medicii au o problemă. Medicilor nu le plac cifrele, dar le plac imaginile. Și atunci ei vor să vadă de unde te caută pacientul și îți vezi și îți creează o imagine. Iar în spatele sistemului, la fiecare clinică, la fiecare spital, se face această mișcare a pacientului și știi efectiv pe fiecare județ care este movement-ul pacientului, adică care merg... Cei din Alba merg foarte mult la Cluj, cei din Arad merg foarte mult la Timișoara și putem segmenta, fiindcă nu există servicii acolo și atunci știi ce nu există, știi ce se caută cel mai okay. mult. Și noi, în varianta beta, deja știm pe fiecare județ ca Google Trends ce mm-hmm. se va face. Și ce am mai făcut pentru România și pregătim e-mail-ul pacientului român. Adică, așa cum ai Gmail, așa vrei să te înregistrezi, în care ți se calculează indicele ponderal, ai primul dosar medical electronic care deja funcționează în varianta test. Aici este dosarul medical, adaugă document, fiindcă tu ții analizele pe e-mail, da? Sau pe okay. telefon. Aici am creat un loc, analize, radiografie, rețete, care este un cloud medical cu tehnologie de securitate de la AWS, și funcționează pe toată România, nelimitat și... Și trece automat prin document și creează dosarul ăsta medical, pentru că știm cu toții, doctorii de la noi sunt depășiți de câte informații se bagă în sistem. Aici se creează legătura în spate, dacă tu dai acordul și medicul de familie îți dă acordul, legătura și cu medicul de familie. Tu poți să dai acces la date, dacă vrei, și încă ceva, în momentul când te duci la o clinică, clinica îți cere tot timpul, bine, cine ești? Dacă te doare piciorul acum, în urmă cu 10 ani, ce analiză ți-ai făcut? Ce să... Atunci tu poți să share-uiești datele tale către clinică, poate să le vizualizeze, poate să le downloadeze, poate să urmărească doar anumite lucruri și știi că România se chinuie de foarte mult timp să facă... După nu știu câți români au un dosar medical complet, doar cei care au probleme suficient de grave încât să aibă nevoie de servicii complexe și asigurări. Ce mai are contul pacientului? Are un AI în fază beta care îți dă recomandări în funcție de tine. Aici AI îi spune, faceți analizele anual, atenție la epuizarea psihică și fizică, evitați abuzul de zahăr în alimentație, fiindcă ca să folosești aceste tool-uri, aici mi-arată stilul de viață sănătos, riscul cardiovascular a acestui pacient. Ca să-ți completezi, să le afli, noi îți cerem niște date. Pe când începi să le bagi acolo și automat se transformă lucrul acesta și în varianta matură vom importa din telefonul tău lucrurile acestea uh-huh. și tot ce ai în apropiere. Și mai avem încă efectuează examenul medical anual. Vrem să împingem pacientul să nu aștepte să se îmbolnăvească, să-ți dau remendere. Ai fost la medicul de familie anul ăsta, dar când vrei să mergi? Ar fi bine, hai completează-ți. Nu te-ai dus, n-ai completat. Iară remember, trebuie să mergi când ești sănătos la medic, nu când ești bognat. Stomatolog ai fost. Da, chiar dacă te duci sănătos, îți faci analizele alea, îți vin pe mail și după aia le uiți, le rătăcești undeva. Da, le poți pune aici. Aici le poți... Și în funcție de analize să-ți facă anumite recomandări. Da. Asta în okay. pasul următor. Ok. Sistemul, de exemplu, un medic care își face
cont aici, are o grămadă de tool-uri în care poate să-și pună poze, poate să scrie articole, să aibă blogul lui, să dea sfaturi la pacienți, fiindcă acum totul se întâmplă aiurea pe Facebook și grupuri de medici și nu mai ai încredere în nici recomandările. Dar de ce să avem încredere în sistemul pentru vostru? Că pentru noi validăm sistemul acesta, adică un medic care când va fi înrolat sau își va lua acontul, trebuie să trimită documentele în care el trebuie să fie validat de o echipă din spate că e medic, că e o clinică reală, care are autorizație de liberă practică și este verificat în sistemele și atunci acesta va fi locul unde ceea ce se publică și atunci scoatem informațiile astea. Da, revin cu întrebarea. Deci noi nu ne-am întâlnit neapărat ca să promovăm serviciul, da, dar îi înțeleg utilitatea. Lucrăm la el. Și atunci întrebarea care se ridică asta e, de ce așa ar trebui să aibă cineva încredere într-un sistem paralel decât orice altceva? Pentru că am mai auzit chestia asta, cu puneți date aici, o să-ți fie mai ușor. Știi? Și oamenii, la un moment dat, își pierd încrederea în astfel de locuri. Mai ales că, din câte înțeleg, voi încercați să faceți serviciul ăsta și chiar și gratuit. Deci, până la urmă, de ce ați aibă oamenii încredere? Dacă va fi folosit de spitale, unde îți faci atunci, în loc să suni la telefon, în loc să pierzi timpul, îți faci, mergi pe Hey Medica și îți faci programarea direct acolo. Atunci, din cauza va fi folosit din ce în ce mai multă lume și spitale, cred că de aia e un motiv în care poți avea. Ok. Și ziceți că vreți să luați din partea asta, să începeți dinspre spitale, nu dinspre pacienți, că cele mai multe soluții de tehnologie cam asta încearcă. Încearcă să convingă pacienții. Uite, e o idee bună să vii aici să-ți cauți un doctor, spre exemplu. Asta e un soft de masă. Da? Deci când va fi lansat e pentru toată lumea. Ca orice soft de masă, vor fi persoane care oricum vor utiliza la un moment dat. Un 5%. Da? Acei 5% care o să fie 2% mulțumiți, o să facă recomandările pentru celelalte. Deci nu o să fie folosit de la început de toate clinicile, de toți medicii, de toate spitale. El va crește, el va avea o etapă de maturizare. Okay. Se va vorbi. La un moment dat, clinica privată plătește la N furnizori tot felul de chestii, să afle despre marketing sau plus. Educăm managementul clinicilor sau spitale că le dăm date despre ecosistemul din Arad, Alba Iulia, Oradea. Și suntem la Oradea fiindcă am discutat cu administrația publică, fiindcă în spate se colectează date. Pe noi nu ne interesează că e George sau Dan acolo, dar ne interesează acele date. Și acele date se vor transforma în rapoarte pentru administrația publică la nivel de cartiere. Deci noi știm deja în teste dacă cartierul X sau cartierul 2, unde se fumează mai mult și persoane între ce vârste, care e consumul de alcool, indicele ponderal pe cartier. Aveți deja informații de felul ăsta? Da. Da. Ce se caută cel mai mult în zona Oradea sau în zona aia? Comparații între Oradea, Arad și Timișoara. Care sunt cuvintele cele mai căutate? Care sunt clinicile? Unde se caută stomatologie? Ce tip? Implanturi? Unde? Deci toate datele astea curg în spate și noi vrem să lucrăm cu administrația publică ca să aibă în sfârșit date, ca decizia să fie luată, să spunem, domnule, ai o problemă chirurgicală în cartierul X. Acolo lumea e nemulțumită de stomatologi. Sau vezi că îți pleacă pacienții din județul tău, fiindcă n-ai chirurgie cardio-intervențională și ești nemulțumit de reumatologie. Dar aș putea să-mi dau seama, spre exemplu, că am o problemă cu un anumit, anumite substanțe chimice sau oncologice. Adică știm cu toții că există zone, cartiere sau undeva prin țara asta există, da, unde au fost fabrici și tot felul de chestii. Poți să dai seama funcție ce caută oamenii, că nu știu. Sunt două sisteme care ne duc aici. În primul rând, din AI-ul de care am vorbit la început, el se transformă în Big Data. Exact. Da. Și în spate este Big Data. Și Big Data, ca să scoți informația că garbage in, garbage out, atunci se face analiza statistică a datelor. Și sunt două metode prin care putem afla. Ori foarte multă lume caută lucruri asociate cu partea oncologică și îți dai seama că există într-o zonă geografică o problemă. Da? Okay. Ori dacă doar caută, fiindcă el e gratuit, nu trebuie să-ți faci cont, îți face cont și când facem indicele ponderale celelalte, sunt lucruri conexe care se duc în analogie că da, ai o problemă oncologică sau vei avea o problemă oncologică. Fiindcă cu cât mai multe date, el va ajunge la maturitate la un moment dat și care-i, fac o paranteză aici. La un moment dat, sistemul acesta
a fost gândit pentru România, dar a picat. Totul a pornit că am câștigat două premii internaționale cu el, cu conceptul, și atunci noi l-am apucat să facem și noi îl facem pe Europa, de fapt. Mm-hmm. Bine, din câte știu, oricum România este un teren foarte bun pentru a testa și după aceea aduce o soluție în exterior. Extra. Asta este și scopul nostru și ne bucurăm că Speed Invest a scris, din păcate a scris despre noi, că noi am lucrat în Silent și ne-a comparat cu următorul iPad posibil. Să sperăm, dar oricum se lucrează foarte mult. Dar hai să venim înapoi la ideea din spate, pentru că, încă o dată, aplicații de sănătate, de programare, de și așa mai departe, catalog am mai văzut. E o combinație de Yahoo Meets Google for, let's say, medicale. Este un ecosistem medical complet. E. Chestia s-a dusă mai departe, ne poate aduce niște informații și niște comportamente diferite. Mi-amintesc că am citit la un moment dat o poveste foarte interesantă despre cum o familie a primit un kit promoțional de la Amazon pentru un copil nou-născut. Și familia a spus, păi, noi nu avem nou-născut în casă, după care au descoperit că adolescenta din casă dăduse niște căutări cu Alexa și... Era însărcinată. Și, conform căutărilor, era însărcinată. Nimeni în familie nu știa chestia asta, nici măcar ea nu știa că ar fi însărcinată. S-a dus și a făcut un test de sarcină și, da, într-adevăr, era și însărcinată pe deasupra. Și atunci, uitându-ne la toate chestia asta, doar din căutări oamenii spun mai mult decât spun. Cum faceți să folosim informația asta într-un mod sănătos? Hai să vă dau încă. Eu am fost atâția ani director de direcție de sănătate. Una dintre problemele acestor instituții este că nu au date. Și atunci... trebuie să oferi date ca să se ia decizii corecte administrative. Iar dacă nu se poate in-house, adică sistemul să facă, trebuie să vină un organism din exterior, independent, cum vrem să fim noi sau să ne poziționăm noi, ca să spunem, dragă stat român, vezi, uite, acestea sunt datele validate de noi pe sistemul acesta și spitalele astea au o problemă și acolo, nu-i cum zici tu, ca să forțăm statul să ia acele decizii cele mai bune pentru cetățeni. Și să revin... Așteaptă statul să facă asta. Și să revin la ce spui tu, noi știm din teste, de exemplu, dacă puterea de cumpărare pe anumite zone a oamenilor care caută. Fiindcă, e simplu, da, dacă îți permiți și un iPhone 13, da, statistic și cauți implant dentar, e clar că, din punct de vedere statistic, că asta am vrut să zic, noi nu trebuie să fim să analizăm foarte punctual, ci este big data, este volume mari de date din care extragi din punct de statistic ceea ce ai nevoie. Și practic răspund la întrebarea că aflăm cam orice ai nevoie să știi despre ecosistemul medical ca să-l îmbunătățești și pentru privat să-și îmbunătățească business-ul. Să știe dacă are 3 secții, oare ce îmi dezvolt? Oare să-mi fac reumatologie sau ăsta? Și atunci ai nevoie de date. Care-i problema pe arealul tău? Care-i competitorii? Deci ăsta nu este un business de programări, este un business de date. Da. Ok, și cine va profita? Toți aceștia clienți care vor fi clienți, adică mediul privat, administrația publică locală, instituțiile de sănătate, Ministerul Sănătății. Pacientul? Pacientul în primul rând. Cum să profite pacientul? Pentru că în toată chestia asta pacientul este o sursă de date. Pacientul are acces pentru prima oară în acest ecosistem prin sistemul acesta de căutare inteligent. Este primul lucru care îl are. După aceea este partea de comparații și review-uri, care este al doilea lucru de care are pacientul, fiindcă are o zonă unde îi se validează datele. Adică pe modelul că știi un doctor de așa ceva, în loc să suni pe cineva, pe relații... Da. După aceea e partea de programare. Da, partea de programare, care este un sistem de programare mai avansat, care îți dă alte sisteme. După aceea e partea de prevenție a pacientului. În obiectivul nostru, când va veni și aplicația la un moment dat, noi colectăm de la pacient și datele din telefon și le băgăm în profilul lui, care este proprietatea lui. Deci pacientul, dacă vrea, și le accesează, dacă nu, nu. Și în acolo noi zicem, s-ar putea să ai o problemă, vezi că te îmbolnăvești, vezi că ai o problemă în zona asta, du-te la medic dinainte, tip. Adică facem parte de prevenție. Bă, ce bine sună! E chestia pe care o visăm cu toții, ca telefonul sau cineva să ne spună înainte să ne pocnească vena că există un risc.
Deci în testele noastre pot să zic că chiar eu am scris proiectul pentru aplicație. Una dintre lucrurile care le colectăm și ne-am jucat cu ele este câmpul electromagnetic din jurul telefonului. Sunt pacienți care au dureri de cap, se duc la medic, iau Nurofen, iar se duc la medic, iau și se întorc la serviciu și tot timpul e o problemă și nu-ți trece, migrene, insomnii. Dar eu pot să-i zic, fiindcă tu telefonul ai tot timpul la tine, în zona biroului care ai un transformator în spate de curent care are un câmp electromagnetic care te afectează sau zgomotul pe care tu nu-l percepi până în 43 de decibeli. Tu poți să lucrezi într-un mediu și te simți tot timpul obosit și stresat, dar urechea ta internă îți percepe vibrațiile și toate lucrurile care este un stres pentru creier și îți duce la epuizare fizică și eu te pot anunța, vezi că ai problema asta. Și atunci proiectul nostru e de durată, e mare, e în etape, deja de la proiectare au trecut 5 ani până la faza beta. Abia anul ăsta am trecut în beta. Am avut o problemă pe pandemie unde ne-am oprit un pic, dar mergem înainte, think big și... Hai să ne mai întoarcem un pic la discuția asta despre de ce ar trebui să îmbrățișeze chestia asta. Am înțeles că autoritățile pot afla mai multe informații, se colectează tot felul de date... Dar de ce ar trebui să fie chestia asta interesantă pentru pacient? Singura chestie care mă atrage cu adevărat din ce mi-ai spus este asta, că aș putea să am predicție. Da. Ai putea să-mi spui înainte. Și am văzut inclusiv astăzi o prezentare aici, pe partea asta de cardiologie, în care poți să prevezi cu un anumit procent de acuratețe, să prevezi chiar, înainte să poți să și previi, inclusiv un risc de infarct. Adică, odată ce implementezi suficient de bine chestia asta și o hrănești cu date, cât de departe poți să mergi cu ea? Foarte departe. Asta e și scopul. Trebuie să ajuți omul... Plus datele din ceva extra, cum ar fi un inel sau o brățară, poți merge foarte departe. Visul nostru este să previi. Asta e în finalul, până la urmă. Adică nu vrem să fim o aplicație care duce pacientul la doctor. Sau îi mai vinde niște pastile. Sau să facă programare. Pentru că oamenii sunt sătui de faptul că sunt cei mai mulți consideră că sunt tratați de complexul acesta industrial medical ca fiind niște clienți pentru produse farmaceutice. Asta ne-am pus și ca policy. Niciodată nu o să avem partea asta tocmai ca să fim de încredere. Adică? Partea asta de nu o să avem reclame de genul ăsta, medicamente sau... Partea asta, fiindcă vrem să fim... Niște chestii de ficat? Niște suplimente să poți mânca mai mult? Cum ai zis, reclamele? Cum în România sunt foarte la modă reclamele. Da, știm. Că poți să mănânci și mai mult dacă e o pastilă. Da, tocmai cum a crescut Google pe acele principii, trebuie să creștem de la început și să avem principiile ca bază de fundament, ca tocmai asta să creăm încredere, să știi că datele tale sunt, să știi că nu ne interesează persoana, să știm că GDPR-ul și cum folosim în interesul tău datele, fiindcă asta este până la urmă calea spre succes. Te-am ascultat în ultimele minute și de la distanță, sunt convins că și mulți dintre cei care s-au uitat la interviu, prima oară zic, bă, stai puțin, ce face asta cu atâta date acolo? De ce vrea să știe atât de multe despre mine? Cu toții suntem temători pentru că am ajuns în faza asta în care instinctul ceva ne spune că nu e în regulă. Și e pentru prima dată când aud un serviciu medical care vrea să vorbească despre prevenție pentru că prevenția nu e business. Exact. No, ar fi super să nu fie nevoie de noi. Dacă ajunge la momentul în care nimeni nu mai are nevoie de mers la doctor pentru că deja... știi să previi, totul ar fi super. Deci succesul business-ului vostru ar fi desființarea lui? Dacă ar ajunge la punctul unde... România este pe ultimul loc în Europa ca sistem de sănătate. Este cel mai bun loc de a testa, fiindcă oriunde te duci cu el după aceea, diferențele sunt foarte mari. Adică noi suntem pe locul 1 la bolile cardiovasculare, neurologie, la oncologie, la toate, am bătut toate recordurile posibile și imposibile. Dacă ar mai fi locuri de desubt, am mai cădea, dar nu mai avem unde. Și aici este momentul în care noi putem să îmbunătățim cu 0,1% sistemul de sănătate din România. 0,1% înseamnă aproape câteva vieți salvate sau milioane de euro economisiți. Pe fiecare bărbat, să zicem, aflat încă în câmpul muncii, la vreo 40-50, încă mai valorează pentru societate enorm. Pentru că este nu doar stâlpul familiei, este un om activ, un om cu competență, un om cu capacitate de muncă. Dacă faci un accident vascular și știm că se moare pe capete de accidente vasculare, da.
am face nu doar mai bine unui om și familiei lui care rămâne traumatizată, ci și societății pe ansamblu. E greu de digerat însă ideea asta, să ne uităm un pic în oglindă și să zicem, bă, avem sau așteptat să avem o problemă, pentru că noi nu știm. Doar la noi sunt toate accidente. Problemele de sănătate la români sunt accidente. Dar multe semnele existau acolo. Te uiți la indicele ponderal și vezi cum a crescut de la an la an. Probabil vei avea o problemă anul viitor sau riscul îți crește foarte mult. Asta sunt informații care le poți... Eu am lucrat pe date la Ministerul Sănătății și e incredibil ce vedeam în date și... Povestește-mi, te rog. Toate decesele în România sunt top cardiorespirator. Da. Dar sunt și alte tipuri de decese, cum a fost și pandemia. Stop cardiorespirator, adică i s-a oprit inima și respirația. Da, deci... ca atare, neavând date, să știi exact cauza decesului ăsta, tu nu știi unde e problema. După aceea cred că ideea îi spune greșit cauza decesului. Cauza este mult mai în spate. Ăla este cum a murit. Da, deci România are un sistem de date cu gherbegini. Adică băgăm gunoi. Da, și n-ai cum să știi. Iar un sistem pe care l-am analizat acum câțiva ani. Dar cât de mult gunoi băgăm în sistemul ăsta? Foarte mult. E fals. Nu știu dacă știi, dar pe legislația actuală se pregătește în 2023 dublarea, dacă nu greșesc, a contribuțiilor la sănătate pentru anumite categorii. E ca o găleată cu găuri. Cu cât bani mai multă apă, cu atât o să iese mai cu presiune. Noi nu trebuie să băgăm apă. Noi trebuie să astupăm găurile. Da, s-a sunat așa ca un discurs de politician. Cum astupăm noi găurile cu date? Tocmai asta avem foarte multe pierderi în sistemul sănătate. Noi considerăm sistemul de sănătate ca un sistem ideal. Ia diabetul, un alt exemplu. Bunicile au ambele diabet. De fiecare dată când o întorc și aduc anumite suplimente din state sau le recomand anumite modificări la dietele, văd cum le scade glicemia de pe o zi pe alta. Deci se poate... preveni și chiar reversa. Dar mergi la doctor, primești un medicament, e mai mare glicemia, mai e și insulină, mai e încă un medicament. Deci doar nu se lucrează la partea asta de prevenire sau de vindecare. Și dacă n-ai de date, ce să faci? Horia, tu ești doctor. De ce se întâmplă asta? Pentru că scenariul de care tu îmi spui, Dan, este prezent peste tot. Am și eu în familie oameni în vârstă care au făcut diabet recent. În perioada cu pandemia, nu știu cum s-a întâmplat, foarte multă lume a făcut diabet. Știți voi de ce? Lipsa de mișcare. Lipsa de mișcare. Foarte mulți cu diabet au decedat, iar a fost una dintre primele cauze, evident, obezitatea și diabetul la decesul de COVID. Vecinul meu a murit stop cardiorespirator și n-a putut fi resuscitat pentru că avea un diabet care s-a agravat foarte puternic și nu s-a mai dus la doctor de frică de COVID. El n-a făcut COVID, dar de frică de COVID s-a mai luat la doctor. Noi mai avem încă o problemă, cum a spus și Dan și cum ai spus și tu. Sistemul de sănătate al nostru este învechit. Păstrăm aceleași structuri de spitale din 1977, când s-au construit atunci în masă. Dar serviciile medicale sunt diferite, nevoile populației este diferită. Avem zone în țară în care avem spital din 50 în 50 de kilometri. Chirurgie și aici, chirurgie și aici, chirurgie și aici. Dar nu mai este nevoie de chirurgie, dar e nevoie de recuperare, recuperare, recuperare. Deci, hai să ne facem un pic la diabetul ăla. De ce rezolvăm cea mai mare parte din probleme cu mersul la doctor să-ți dea o rețetă? Păi tocmai asta noi nu vrem să fim. Nu vrem să fim un sistem care... De ce face acum... Când ai alternativă. Nu, serios, de ce face sistemul medical românesc medicină prin rețetă? Pentru că sistemul de plată este făcut pe boală. Acel DRG care codifică la casa de asigurări, care spune medicului și spitalului cât încasează, este cu cât pacientul este mai bolnav, cu atât spitalul încasează mai mult. Și sistemul ăsta, medicul de familie... Păi, obiectivul nu ar fi să ieși sănătos din spitalul ăla? Ba da, dar cu cât ești mai grav, cu atâta spitalul primește mai mulți bani de la stat. Și atunci, dacă tu te duci cu durere de cap la spital... În foaie ți se zice, ai și durere de spital, dar cred că ai și obezitate, dar cred că ai și o anemie, încât te îmbolnăvește statistic ca să crească complexitatea cazului, ca să primească bani de la casă. Dacă nu ar face asta, ar muri. Și atunci statistica națională colectată la nivel național este waste. Fiindcă, este cu noi. Băgăm o informație falsă, gonflată în sistem. Și dau exemplu nașterilor în România. Dacă luați toată lumea știe lucrurile astea. Toți copiii născuți în România sunt sarcine cu risc catastrofal. Adică toate mamele noastre au sarcinile praf. Și Uniunea Europeană, noi trimitem la Uniunea Europeană datele astea. De ce? Fiindcă nașterea normală nu-i plătită bine.
de casa de asigurări. Și atunci, din pix, trebuie să îmbolnăvim mama și copilul și tot, și toate spitalele raportează sarcină cu risc catastrofal că e cea mai bine plătită. Sau cu retenția de placentă. Sau, am dat un exemplu. Știu chestia asta că am trecut prin povestea asta acum câțiva ani și mi s-a părut foarte interesant abordarea spitalului privat. La spitalul privat chestia asta nu. Copiii născuți în spitalele private trebuie să plece repede. Trebuie să plece repede și primesc scoruri mari. Da, primesc notă bună la naștere. Da, da, da. Aveți un bebeluș de nota 10 sau de 9. Felicitări. Repede. Repede, fiindcă cu cât stai mai mult îți costuri. Da, dar la public trebuie să stai ca să producă sistemul. Da, spitalul public e a nimănui. Și asta e marea problemă în management. Păi da, nu, e al nostru. Scopul meu nu este să se distrug spitalele publice pentru că e mare lucru să ai un sistem de public de sănătate. Nimeni nu are un interes de optimizare. Nimeni nu dorește optimizarea spitalelor de stat. Luăm orice secție, vedem că numărul de angajați pe o secție e la maxim, la numărul de paturi, dar dacă iei să vezi ce cazuri sunt acolo, s-ar putea să fie gradul de ocupare a paturilor, dar jumătate, nici nu ai nevoie de toate paturile, ca atare n-ai nevoie de tot personalul. Atunci tot sistemul de sănătate merge în waste, îți pierde foarte mari. Și de-aia am spus, cu cât bagi mai mulți bani în sistemul de sănătate, cu atât va fi mai mare. Scopul este să, pe bugetul actual, să reduci, să-l optimizezi. Pentru că bugetul ăsta nu va crește decât prin taxare, nu prin randament, că nu ne crește populația și partea asta de prosperitate la noi e și cum, câte e așa. Deci spitalele trebuie optimizate, dar atât timp cât sunt de stat și n-au un management privat și toate managementele sunt politice. Deci directorul de spital nu e cel mai bun din țară, ci cel mai bun agreat politic. Altfel nu poți să fii director de spital. Vorbești frumos acum, că nu mai ești șef la DSP. Da, normal. Ți-e ușor. Dar asta este adevărul. Dar tu când auzi poveștile astea de prin spitale, cum îți e? Tu când mergi la doctor, unde mergi? Mergi în Mountain View sau îți rezolvi în România? Eu am complet alte situații. Nu, mă duc aici, am fost la o doctoriță din Târgu Mureș și fac conferință de asta online prin WhatsApp și am zice ce teste să-mi fac și okay, ce fel de nutriție să optimizez pentru prevenire. Și doctorița este din Târgu Mureș, nu din state. Ok, deci încă avem doctori buni aici. Da. Asta da, deci, asta, cu siguranță. Asta iar este un atu al României. România are doctori buni. Dar nu mă duc la doctorul de familie din Arad sau Oradea pentru informația asta. Mă duc la un doctor specializat din Târgu Mureș cu care fac online. Care faci online, te pune să faci investigații, să uite la ele și îți dă niște recomandări. Dă recomandări, da. Și chestia asta nu îți dă niște idei? Idei de... Pentru ce faceți voi? Da. Majoritatea, multe chestii pentru prevenire se pot face online. Nu ai nevoie să mergi la un doctor față în față. Plus că dacă te duci în fața doctorului, îți trece. Când da, este acolo. Sindromul de halat alb. Nu? Sau la dentist când te duci, nu te mai doare măseaua. Dar uite, de exemplu, legat de diabet și în state, e aceeași problemă. Deci nu e că noi suntem, vai că la noi e mult mai rău decât altundeva. Majoritatea doctorilor în state tot așa îți vor da un medicament. Există acum un subset mult mai mic de oameni. De exemplu, este o clinică se numește Verta Health, care ei demonstrează că pentru diabet au studii clinice care arată cum reversează diabetul folosind pur și simplu trebuie să mănânci mai puțin. Asta e primul pas. Mai puține carbohidrate. Exact, mai puțin carbohidrate. Un regim, o dietă ketogenică, nu? Exact. Reduce exact dramatic riscul de diabet. Exact. Și multe alte probleme asociate. Dar la noi îți dau pastile. Și te las să te duci să consumi în continuare ce vrei tu. Și mai îți dau insulină ca să scadă zahărul. Nu-ți dau... Păi și odată ce treci pe insulină, e bolă progresivă. Da. Nu se mai întoarce. Teoretic, dar cu de exemplu, cu dieta asta ketogenică se poate. Depinde. Câți din pacienții români care se duc la doctor cu diabet scapă de diabet? În primul rând, apare altă problemă înainte de asta. Nu prea avem medici diabetologi. Avem câte 1-2 pe județe. Sunt județe care nu sunt acoperite. E mare lucru să ajungi la un medic în România pe partea de diabet. Mai ales în zonele de sate comune. Okay. Asta e prima problemă. Din cei care merg, în funcție de patologie, de tratament, din cât de repede te duci la medic. Și asta face Hey Medica. Ori te previn și încerc să te previn, dar dacă ai o problemă, acum e momentul, fiindcă cu cât te agravezi, te cronicizezi, va fi mai greu. Și dacă te duci în faze deja terminale, când chiar nu mai poți,
s-ar putea să fie insulinodependent pe diabet și să nu te mai vindici decât medicamente de întreținere. Asta trebuie să facem noi și asta e... Asta ar trebui, asta visăm și noi frumos. Dacă te duci în America înapoi, insulina... Știm cu toții ce se întâmplă cu insulina acolo. Sunt oameni care nu își permit insulina. Da, la noi, da. De bine de rău, este accesibilă, este disponibilă. Și atunci, cum facem noi să nu intrăm în aceeași capcană cum a intrat Statele Unite pe insulină, dar în același timp să facem și partea asta de prevenție, fără să ajungeți voi cu un astfel de serviciu, că voi păreți bine intenționați. Eu mă bucur că am făcut interviul ăsta înainte să intrați în pâine. Nu știu cum o să vă finanțați astfel încât să nu intrați în capcana asta de a vă finanța tot din industria medicamentelor. Păi, ne vom finanța la un moment dat pe partea de analiză de date. Fiindcă rapoartele noastre arată problemele ecosistemului. Și noi vom... Dar tu crezi că sistemul vrea să știe că e bolnav? Că de fapt e sistemul bolnav. Va vrea să știe la un moment dat, fiindcă cei care vor avea date mai multe, care o parte vor fi contra cost, de exemplu un spital privat, da? Poate nu vrea să știe din prima, dar la un moment dat o să vadă că alt spital privat știe mai multe decât el și numai sistemul nostru poate să ofere. Și după aceea administrația publică, noi vom publica aceste date. Adică vrem să fim transparenți, să publicăm anumite analize, ce probleme ale România, ca un observator, ca o parte independentă. Și după aceea, stăpânul nostru trebuie să fie tot timpul pacientul, fiindcă el trebuie să crească accesul la servicii medicale, să-i fie ușor prin AI, să Nana Floare când zice mă doare foalele, da? Ea nu știe să zică mă doare stomacul. Mm-hmm. Și atunci noi trebuie să căutăm cele mai bune sau cele mai apropiate ca ea să decidă, vreau acolo sau acolo să merg. Dar poate dacă într-un loc nu este loc, poate găsește în județul următor un loc. Mm-hmm. Cum am zis, partea de prevenție, dacă din timp îți zic, vezi că acum, de exemplu, calculăm riscul cardiovascular pe baza unui interviu. Da? Deja din pacienții cu care noi testăm, apare o chestie, wow, chiar am un risc cardiovascular? Fai, ok, mă duc la medic, chiar nu m-am gândit. Deci apare conștientizarea că s-ar putea să am o problemă. Nici noi nu ne-am așteptat la asta. Păi da, pentru că, încă o dată, cei mai mulți, mai ales la bărbați e valabilă chestia asta, se prăpădesc de vreme, mor de vreme, de inimă. Dar am avut IT-ist care a lucrat la soft, care era, după ce l-a terminat, a făcut acel interviu, a dat riscul cardiovascular, era și obez, și s-a dus și a făcut control cardiologic, control de ăsta și era într-o fază avansată un tânăr cu cardiopatie ischemică care acum e pe tratament. Dacă el stă la masă, el nu făcea efort decât acasă la birou, acasă la birou. Uh-huh. Când a făcut testul de efort, deja era ischemic și atunci, datorită faptului că a lucrat la softul nostru, și-a dat seama că trebuie să meargă la diabet, care are un risc cardiovascular, s-a dus și a fost prins în prima fază. El stătea acolo până se agrava, dădea într-un diabet avansat, da. Și ajungea doar când corpul nu mai putea și ceda la medic. Aha. Ăsta e avantajul nostru. Dă-i omului posibilitatea să afle despre el, să meargă la medic, să caute mai ușor, să statisticile iară să facă. Da, dar odată ce compania asta, startup-ul ăsta va deveni o companie, compania asta, dacă ajunge unicorn, după aceea va intra în capcana listării, trebuie să listeze și să facă niște profit pentru acționari. Da, exact, după aceea, cum faci? Ca și Google. Da, de la început, principiile. Au fost niște principii foarte clare. Nu poți băga bani să influențezi în ce ordine apar rezultatele. Punct. Nu poți. Nu contează că e listată pe bursă. Își pierd oamenii încrederea în Google și nu mai fi folosit. La fel și pe HeyMedica. Nu poți să afectezi, nu îți vom da medicamente în loc de prevenție. Am avut în loc de abonament la sport. În Europa ne-am întâlnit cu o țară care e furnizor de servicii medicale puternice. Noi am lucrat în prima fază, în faza de concepere a softului. Am fost în Irlanda, în Copenhaga, la Medical Valley în Germania. Am fost finanțați de Uniunea Europeană ca să învățăm sistemul de sănătate european. Și într-una dintre prezentări, o țară puternică cu furnizori de servicii medicale a venit la noi și ne-a pus o întrebare. Zice, suntem interesați de softul dumneavoastră și zice, avem o singură întrebare. Dacă pacientul din Germania caută chirurgie cardiovasculară, puteți să duceți spitalul nostru din țara ca să-l... Orice se poate, dar asta încalcă principiile.
fiindcă atunci accelerezi softul pe Germania și muți, furi pacienții și duci în altă țară în zona asta. Deci, păi deja se întâmplă chestia asta, că până și fenomenul migrației este că mulți oameni săraci au aflat că e mai bine în Europa și vor să ajungă aici. Undeva unde voi găsi servicii medicale mai bune, mă voi duce acolo. Am văzut prezentarea mai devreme de la Johns Hopkins, care poate să-ți prezică, da, ce se va întâmpla pe inimă. Dacă pățesc ceva la inimă și îmi permit, aș vrea să mă duc la cel mai bun posibil. Și s-ar putea să nu fie în Germania, s-ar putea să fie în capătul celălalt al planetei. Da, asta e, eu vorbeam de partea de marketing. Da, asta este un alt aspect. Dar, cum am spus, dacă începi cu principii, pe termen lung ai de câștigat. Ok. Și începe să fie neapărat un joc pe termen lung. Da, este un proiect pe termen lung. El deja... Deja a durat 5 ani până la... Deci a durat 5 ani până să ajungem aici și va mai dura încă 5 ani până va ajunge la o maturitate și va fi... Ne uităm un pic în viitor, când va fi el cu adevărat matur. Ce ar trebui să poată să facă? Ce ți-ar plăcea să facă? Partea asta de prevenire, unde poți vorbi cu o inteligență artificială și numărul de persoane care merg la doctor să scadă, nu din cauza că li-e frică de doctor, din cauza că nu au nevoie la fel de mult. Deci, și se meargă doar când au nevoie. Doar când au nevoie. Și pentru că și doctorii spun chestia asta. Mare parte din timp îl pierde pe mână. Ori nu vin oameni la programare, ori cei care vin nu sunt în locul potrivit. Pe termen lung va dispărea. Adică nu va mai exista decât Hey Medica. Adică un asistent vocal care vorbește. Da, aia va fi. Dar, uite, îmi imaginez acum. Cum ar fi să mă asculte Hey Medica când vorbesc la telefon cu altcineva să mă urmărească acțiunea? Aici asta este foarte important, că a vorbit un pic. Știu, partea asta de privacy. Da, da. Dar dacă din tonul vocii își poate de seama că am o problemă de sănătate. Exact, dar asta din cauza că vorbești tu cu Hey Medica, nu că vorbești tu cu colegul tău. Din voce atunci să ne putem da seama. Asta este un proiect foarte interesant la care sunt interesat. Ce îți poți da seama din vocea unei persoane. De exemplu, dacă o persoană e deprimată sau nu, îți poți da seama din cât de încet vorbesc și de acolo după aia poți lua anumite... Exact. Cum ar fi să mă... telefonul să mă audă cum vorbesc, ce spun și toate lucrurile astea și să spună, știi, poate ar trebui să încerci să te la problema asta. Că uite, mai nou ceasurile de la mână, la început ne arăta ora, după care au început să ne mai arate tot felul de chestii, mișcare, puls. De la Fitbit-ul, deja a primit, din punct de vedere legii, au voie să zică, vezi că anumită problemă cu inima o poți avea. A fi bun, nu? Exact, fibrilația atrială. Exact. Deci este dispozitiv medical în momentul ăsta. Exact. Dar pe ceasul de la Fitbit mai nou, pe Sense, ai inclusiv monitorizarea temperaturii. Uh-huh. Îți spune cum îți variază temperatura. Deci acolo se poate vedea un risc de infecție, mă gândesc. Da, exact. Da, deci da. Am puls, saturație de oxigen, fibrilația atrială, temperatură. Deja device-ul de pe mână devine colectează foarte multe date. Datele alea ajung într-o singură aplicație. Ori e la Fitbit, ori e la Garmin, ori e la Apple. Toate astea sunt în bazele lor de date. De aceea Hey Medica, prin e-mail-ul de pacient, așa facem ca lumea să înțeleagă, poți să te conectezi cu toate device-urile care le ai și ți se importă datele acolo și ți se analizează cu datele tale și așa ajungem la partea de prevenție. De exemplu, în varianta test pe care noi avem, profilul pacientului ți arată grafice, cum ai mers astăzi, bătăile inimii, toate lucrurile astea se adună, da? Și în funcție de istoricul tău, de ce ai căutat tu de tot, ți se interpretează AI-ul, cel care îl avem acum la fază simplistă, da? Care zice, îți dă niște recomandări. Dar acum îți dă niște recomandări pe ce? Pe un formular scris, în care îți ia niște baze de date. Dar la un moment dat, cu cât îi dai mai multe date, cu atâta va fi mai healthy pentru tine. Vai face prevenție și îți spune, ai o problemă cu ficatul, du-te la doctor de acum ca să te verifici. Ăsta e finalul. Pentru că și-a dat seama de asta cum? Ai căutat o pastilă de ficat? Posibil, sau ai mers mai încet. Combinația dintre simptome și așa, tigreață. Deci tigreață, da. Ai mers mai încet, ai dat o căutare cu asta, te-a văzut din activitatea ta că dintr-o dată ți-a scăzut... Da, și te indexează, îți crește riscul pentru chestia aia. Și, cum am zis, noi acum suntem într-o variantă beta după mulți ani de zile și acum suntem la partea de arhitectură din spate. Dar și noi visăm și de la început a fost conceput ca un proiect mare, nu un startup mic. Senzația mea este că atunci când ne uităm la sănătate, ne comportăm ca broasca aia care e pusă la fiert lent. Da.
Și problemele noastre se agravează, dar noi nu le percepem pentru că noi nu prea percepem diferențele pe distanțe lungi, ci doar pe distanțe scurte. Uh-huh. Adică de la o zi la alta, de la o săptămână la alta. Dar dacă ne uităm inclusiv la stările noastre, acum câteva luni, un an sau doi sau trei, s-ar putea să fie diferențe importante și noi singuri nu ne putem autodiagnostica, deși chestia asta e în floare. Sunt convins că tu pe căutare ai văzut chestia asta. Oamenii își caută de cele mai multe ori simptomele pe Google. Și da. Google încă nu e pregătit să le dea răspunsuri corecte. Adică încearcă să le dea niște site-uri pe care să mai citească, dar mulți oameni vor să le se spună repede ce fac, dacă nu știu ce. În varianta de test, ai tot timpul surprize. Când lucri în inovație, nu știi ce faci și nu știi la ce e util. Noi am lucrat, adică el este conceput și pe partea de simptome, cum ai spus tu, funcționează acum în varianta de test română-engleză, dar el are 10 limbi în spate făcute. Adică în 10 limbi va fi și cum am creat noi structura și bază de date, am indexat mai multe țări din Europa. Brusc, românii din diaspora au început să-l utilizeze și noi nu ne gândeam că cineva, noi am făcut-o ca să testăm anumite astea. Și Spania a început, Germania, mulțumim, deja a devenit un fenomen pe grupurile de astea și ori venit input-uri, știți, avem nevoie de medici, știți, acolo nu funcționează chestia asta, știți, am vrea și partea asta. Și ne-am dat seama, ei ne zic ce au nevoie. Și venim în completarea acestui loc. Deci a fost un feedback care nu ne-a... Din căutările cele mai populare îți poți da seama unde și pe Spania, să facem mai bine. Și pe Spania, România au o problemă cu partea de cardiologie. Pe când pe Germania e cu partea de reumatism, ortopedie. Și asta corelez cu partea cu munca care o fac. Deci dacă ai probleme de inimă, nu pleca în Spania. Că e greu să găsești un doctor acolo. Nu, sunt date care iasă din test. Da. În momentul în care vor fi lucrurile astea, știi care sunt problemele și cum să intervii. Hai să ne uităm foarte în viitor. Deci, cât de departe poate să ajungă chestia asta? Își dă seama, poate preveni, voi trăi o viață mai sănătoasă pentru că voi lua măsuri mai devreme dacă aleg să fac lucrul ăsta. Și altceva? Ce-mi pot dori de la inovația asta, de la inteligența asta artificială? Un alt aspect care mi-a pasionează foarte mult e starea, nu doar starea fizică, dar și starea mentală a persoanelor. Să-ți dai seama, să poți nu doar gestiona bolile, dar să-ți poți gestiona emoțiile. Exact așa cum ai zis și tu, că poți să-ți dai seama dacă ești deprimat sau nu din voce. Dar după aia, ok, îmi dau seama că persoana este deprimată sau că e singură. Ce pot face? Ce fel de recomandări pot să-i fac astfel încât să-i schimb starea, să-i ajut să-și gestioneze mai bine starea, nu doar fizică, dar și partea mentală. Asta e o parte unde cred că putem face chestii enorme. Deci, practic, trebuie să băgăm un doctor bun la toate, plus un psiholog. De acolo se va ajunge. Da. Imaginează-ți că astăzi se operează din America în România cu robot. Da. Acum chiar din America, nu că e delay-ul acela de secundă, dar se va ajunge ca să fie un bloc de chirurgi în care chirurgii se duc într-o cabină, se pun în aparat și operează în colțurile lumii unde se va contracta. Eu am văzut cu ochii mei lucrul acesta când am fost la Universitatea de Big Data din China, din Shenzhen, în care au un AI care gestionează 300 de spitale cu 10 doctori pe schimb. Și medicul radiolog stă în băncuțe ca la școală, în aceeași cameră, o cameră ca asta, și analizează radiografii, RMN-uri de la 300 de spitale conectate la cel AI. Deci nu-ți vine să crezi ce unde s-a ajuns. Ce eficiență poți eficiență avea. Poți să aibă. Rata de diagnostic bun e de 97,8% la AI. La AI? Da. Versus la cel mai bun doctor care la cât e? Tot apropiat acolo, dar cât am stat, să-l accesez pe cât am stat o oră... Cât există de al nivelul ăsta? Ai problema. Câți doctori buni ai pe care la care să și ajungi? AI-ul care aruncă radiografiile care nu le înțelege, ajung la acei doctori. De aia mai doctori? Ieri, de aia mai sunt doctori, dar la un moment dat nu se mai fi în plus, acel obosește și e o cameră numai televizoare în care se văd tot timpul în dinamică datele pe spitalele din Shenzhen. Au date, știu care e problema, știu pe ce cartier, că acolo Shenzhen are 40 de milioane de locuitori, dar știu că pe cartierul ăla majoritatea RMN-urilor sunt pe, nu știu, creier, zic.
Deci e o problemă acolo și ei caută cum să rezolve acea problemă. Mediu, cum influențează? S-ar putea să fie metale grele, s-ar putea să fie industria, s-ar putea că lucrurile se colerează și știu din munca mea când am analizat o localitate care avea o incidență foarte mare de cancer față de alte localități. Și atunci ne-am pus problema, domnule, hai să analizăm. Și acolo era o fabrică. Și toată lumea spunea, domnule, acel lucru influențează. Și când am început analiza și am făcut geolocalizarea și tipurile de canceri, traficul prin acea localitate, adică benzenul de la mașini, era una dintre cele mai mari din România ca intersecție. Fantastic. Iar deci tipul, nu era fabrică, era trafic. Tipul de cancer care erau pe căile respiratorii. Era cancer de gură, de limbă, de faringe, de trahee, cancerul de plămâni, știi? Și el merge pe digestiv și pe urinar, adică pe ce intră și pe unde iasă. Fiindcă benzenul, cantitatea de benzen care era din aer, influența acești geolocalizarea era, fabrica, să zic, era acolo, aici era strada și aici erau cancerele. Poți să zici localitatea? Nu. Ok. Fantastic, mi se pare. Da, asta ți arată analiza de date. Deci și traficul este mult mai cancerigen decât credeam. Da, și a trebuit deviat traficul. A trebuit deviat traficul. Da, a trebuit făcut traje și a scăzut... Pentru că probabil nici nu bătea vântul ca să îl împrăști suficient de repede. Cred nu că contează la volumul acela de benzen pe care lumea îl și totul se leagă, că până la urmă se leagă, el are o problemă în familie, eu am o problemă în familie, toate lucrurile se leagă. Are legătură, până la urmă, cu viața ta personală. Fratele meu, tânăr, la un moment dat a făcut cancer laringean și nu ne dădeam seama de ce și m-am dus să văd. Și el lucra lângă o benzinărie care avea aerisirea ieșită. Și de la birou, el respira vaporii de la benzină toată ziua, timp îndelungat, și de aia a făcut cancer, neavând istoric familial. Și ăla a fost factorul care a declarat. Dar l-am prins în prima fază și l-am rezolvat. Dar e una dintre lucrurile în care am fost să analizez și mediul de viață, e foarte important să știi ce te influențează, de ce apare o boală. Genetic, stilul de viață, comportamentul, și ai nevoie de date ca să poți să faci prevenție. Mi-a stat minte la asta cu benzina și cu traficul. Eu mă așteptam să zici fabrica. Da, și de fapt nu a fost fabrica. Nu e fabrica. Și avem trafic mai mult ca niciodată. Mai zic încă ceva. Sunt anumite zone în România, acum în 2004 sau 2014 am făcut o analiză, era ministrul Nicolaescu. Și într-un moment de luciditate ne-a dat acces la date. Și am luat toate datele și le-am baleat. Și ne-am dat seama că, nu știu, diabetul e pe partea de sud, merge pe Dunăre, față de partea de nord, care nu prea există. Și atunci ne-am dus să vedem, domnule, de ce? Și alt lucru care a reieșit este că într-o anumit județe sau pe o zonă geografică iară cancere foarte multe, partea oncologică. Și unul dintre posibili factori care s-a analizat an la rând și cu oameni care am lucrat este că zona era natural impregnată cu metale grele. Arseniu din apa de adâncime, bei apă de la fântână și după aceea te întrezești de ce faci cancer pe căile urinare. Sunt tot felul de factori care influențează starea de sănătate. Și aici mă întorc... Și din nou, este acel fiert lent, că nu se întâmplă imediat. Da. Aici trebuie luate acele decizii și noi nu avem date. Administrația publică... Dar tu dai seama ce ar însemna asta pentru migrația în interiorul țării de arămite transfrontalieră. Să știi unde nu ai metale grele în apă, unde riscul de diabet e cel mai mic. Știi cum sunt aceste blue zones? Cum ai în Italia, cum ai în California, cum ai în Japonia? Sunt acele zone unde oamenii trăiesc constant peste 100 de ani și care nu au aceeași geografie. E o chestie de stil de viață, de mai multe chestii coroborate. Sănătatea publică este o specializare foarte complexă. La noi nu e dezvoltată în România, la noi nici nu funcționează. Dar măcar tu care ești conectat la datele astea, poți să-mi spui un blue zone din România unde longevitatea este cea mai bună? Cred că zona Râmeț din Alba, fiindcă acolo este un ecosistem de munți care păstrează aerul pur într-o covată și oamenii de acolo trăiesc foarte healthy,
Da? Ce înseamnă asta? Mănâncă natural, trăiesc din producția lor de legume, nu prea au nu prea au contact cu orașele mari, nu se duc, lucrează tot acolo în zonă și ei trăiesc. Ca atare trăiesc foarte mult și mult mai sănătos și zona este mai, până la urmă asta, mediu. Mai putem trece la partea de sănătate, că dacă vor să ajungă undeva trebuie să urce și să coboare, să facă un pic de cardio. Da, corect, ai dreptate. Exercițiu fizic, da. Și e adevărat, dacă mă hazardez să spun, că se mai și consumă, adică se mai și bea câte o tărie dacă e nevoie. Da, cum să nu? Și nu afectează sănătatea dacă e combinată cu stilul ăsta de viață de care ziceam. Nimic nu afectează dacă nu faci exces. De exemplu, dacă bei foarte multă apă, faci intoxicație de apă. Dacă no! Da. Păi da, m-au zis că este bine să bei 3 litri de apă pe zi. Da, dar dacă bei mai mult decât duci organismul, ajungi în intoxicația cu apă. Te-am auzit de dieta asta de slăbit cu multă apă. Deci, tocmai asta spun. Totul are o limită și chiar chestiile cele mai bune. Sau dacă oxigenul, da? Oxigenul e prietenul nostru, dar și dușmanul nostru. Da. Fiindcă radicalii oxizi îți dau de oxigen. Și dacă respiri prea mult și tragi aer, da? Ăsta face acidoză. Păi am auzit chestia asta, că oamenii sunt obsedați asta cu ozonul. Ozonul e toxic. Oamenii nu știu că mă duc la munte că e aer ozonat. Băi, prietene, stai puțin. Ozonul, dacă vrei ozon, du-te lângă un copiator sau imprimantă cu laser. Că acolo ai ozon, mirosul ăla este de ozon. Și ozonul este puternic oxidativ, nu? Adică arde. Da, asta nu știu cu ozonul în mare, da, dar trebuie să existe, până la urmă, viața e creată și sănătatea pe un echilibru. Trebuie să existe un echilibru în toate. Da, dar aș prefera ca măcar să știu unde pot trăi mai bine. Deci, ok, noi o să aflăm. Mai zic vreo două. Mai zic vreo două zone în astea, ca să știu. A, nu știu, așa, că tare mie că o să stricăm acum treaba oamenilor de la Remeț, o să meargă toți IT-știi din Oradea, Cluj, și o să se mute acolo numai, că dacă e pe lucrare remote, își pun antena de Starlink. De exemplu, dacă știi că nivelul de asta grele, metale grele este ridicat și atunci folosești un filtru la apă care știi că le elimină. Atunci, gata, ai rezolvat problema. Deci nu ajung acele chestii nocive în tine. Mm-hmm. Nu trebuie totul să fie paradis ca tu să ai o viață sănătoasă acolo. Trebuie să știi problemele și să ai o acțiune împotriva lor. Am fost în Copenhaga și primăria de acolo avea city manager medical, sănătatea publică. Adică orice decizie privind se construia un parc. Ce mobilier punem? O bancă. La noi în România se achiziționează o bancă, da, care are valoare așa. Dar nimeni nu spune că colțurile la bancă pot răni, că modifică coloana vertebrală dacă stai foarte mult. Și banca trebuie să aibă o anatomie specifică pentru asta. Care mă bancă? Deci, avem o problemă cu băncile acum? Nu avem bănci înainte de orice. Materialul din care e făcută, vopseaua, conține sau nu conține plumb? Am văzut în America cu băncile, mai ales în California, să mă contrazici dacă greșesc, cât să nu poată dormi pe ele oamenii fără casă. E adevărat? Asta am văzut chestia asta am văzut în San Francisco. Mm-hmm. Dar ei au o problemă. Știi că mergeam și ți-am arătat. În San Francisco cu partea de homelessness, adică oamenii străzii, băncile din California sunt atât de atrăgătoare pentru oamenii străzii încât mai nou sunt desenate să nu poți să dormi pe ele, să fie neconfortabile. Din păcate. Da. Deci ce vorbești tu de asta de ergonomie? Da, dar asta trebuie, administrația publică trebuie să învețe că sănătatea este o componentă importantă a comunității. Sănătatea nu e a spitalului, nu e a ministerului, sănătatea e a comunității. Administrația publică are și va trebui să aibă un cuvânt de spus în a păstra orașul sănătos. Ce fac pentru orașul X ca să fie oamenii mai sănătos, să-mi crească speranța de viață? La noi dezvoltăm servicii medicale. Asta arată că ai mulți bolnavi, nu că îți merge economia. Cum a zis Dan, când nu mai ai niciun medic și niciun spital, ăla trebuie să fie obiectivul tău. Păi să închidem dispensarele. Nu așa o rezolvăm. Era o glumă la noi, la medici, că a fost o grevă a medicilor din Los Angeles și nu știu cât a durat, 1900, nu știu cât, și a crescut speranța de viață. Da, a fost acum legat de pandemie, când nu puteau merge oamenii la doctor pe anumite probleme, le-a crescut media. Da, viața, tot felul de... Am văzut că pe inteligența artificială s-au dovedit clar situații în care medicii au recomandat anumite pacemakere la pacienți care nu aveau nevoie. Intervenții chirurgicale care nu era neapărat de nevoie, pentru că chiar și bine intenționat un doctor poate să facă recomandări invazive, să zicem așa,
care să facă mai mult rău decât bine. După care mai e problema pacienților, care unul dintre ei ia alte pastile. Mâine, mâine voi fi la București, unde ne întâlnim cu o echipă de IT-și din Abu Dhabi, români, care au acolo, și tocmai asta va fi tema ședinței pentru conceptul ăsta second opinion. Și lucrăm la... ei au un modul testat și chiar am discutat aseară și una dintre discuții era cum implementăm un sistem de second opinion când omul are o problemă și vrea să afle a doua opinie, să funcționeze. Și exact asta poate să ajute. Cum am zis, este o chestie masivă, să zic, numai proiectarea cât o durat și... Dar de unde hrăniți sistemul cu atât de multe informații? Pentru că trebuie să aibă cele mai bune informații medicale din toate disciplinele ca să poată să dea un răspuns competent. Acum, eu am creat designul acum 5 ani de zile. De la designul, arhitectura de sănătate publică, IT-istul trebuie să-i zici ce să fac. Nu o să răspund la întrebarea ta. Efectiv, din cazuri deja existente în care ți se spune, dându-se datele astea, medicul a făcut, a dat diagnosticul acesta sau a întrebat următoarele chestii, pot AI-urile curente să învețe și să facă chestii foarte similare. Deci tu practic vezi de unde... Primești carte de medicină și o dai ca input la AI. Asta mă gândeam, ai trimis AI-ul la facultate, ai dat exact, că să citească toată literatura? Exact. Serios? Asta, da. El învață toate cărțile de medicină și după aceea începe să facă corelații. Dar cum reușești să faci chestia asta, să-l înveți tu? Bine, știu că este posibil. Noi ne uităm fascinați, spre exemplu, la roboții de inteligență artificială care creează poze din orice, din nimic. Uh-huh. Tu îi spui, vreau să văd o bufniță pe cal. Îți desenează o bufniță pe cal, poți să fie dramatică, cu lumină, cu culori, nu știu ce vrei tu. Dar la medicină nu e atât de simplu, cazuistica este atât de specifică. Nu este, este totuși numărul de simptome, numărul de chestii care pot fi greșite la un corp foarte limitat și totul este descris. Serios? În literatură. Eu imaginam că e o chestie foarte complicată medicină. Este complicată, dar acum AI deja ajunge la nivelul unde... se apropie tot mai mult de ce poate face un doctor. Numai să ajungi doctor în România înseamnă că trebuie să treci prin școală și pe rezidențiat, nu? Și să ajungi medic specialist sau să ai, să fii șef de secție, ajungi... Da, un AI poate citi toate documentele scrise de mine, toate articolele care au fost scrise în ultimii 20 de ani în 10 minute sau în 2 zile. Și cum faci tu să fii sigur că le-a citit cum trebuie și le-a înțeles? Da. O chestie e să fii sigur, dar poți verifica. Îți dai seama, statistic, va funcționa în 90% din cazuri. Dar și, sau în 98% din cazuri. Un om are și el marja lui de eroare. Până la urmă, okay, trebuie să ajungi și, de exemplu, cu mașina automată. Nu va fi perfect. Va fi un caz, încă nu a fost un accident la Waymo. Poate va exista unul. Dar, totuși, un accident față de un milion, tot... Să dau și un exemplu. Da. Deci, am luat... sângerare sau deja te întreabă, trebuie să mergi la laborator, la gastru, la pneumo, da? Sângerare gingivală, pe nas, salivă, timp de sângerare, examen citologic, frotiu sanguin, determinare RH. Cu cât mergi să scrie, cu atâta el deja, dar numai că e sânge, sângă, așa, el deja, sângă, s-ar putea să fie tensiune arterială mică, mare, deci AI-ul, okay, intuiește deja și învață cu cât scrii mai mult, de fapt, ce vrei de fapt. Fiindcă omului e foarte greu să meargă la gastroenterolog. E foarte greu să caute medic de ortolaringologie. Orelistul. Da? Și e foarte greu accesul la servicii medicale la oamenii obișnuiți. E o problemă asta. Bineînțeles. Și asta rezolvăm noi. Fiindcă omul trebuie să zică... Oamenii nu vor să meargă la doctor, oamenii vor să se simtă bine. Oamenii vor să scape de o durere. El nu știe care nevoie, că, exact cum ai zis tu, că are cardiopatie ischemică sau cum... Deci, eu de atâția ani în sistemul de sănătate, o mare parte este partea de a relaționa și de a ajuta. Toată lumea te sună că are nevoie de acces la un medic. Fiindcă dacă nu cunoști pe cineva, da, e foarte greu să ajungi. Așa este. Și atunci... în același timp, omul nici nu știe să se exprime. De multe ori, cel mai bun prieten la omul e astăzi medicul de familie. Dacă medicul de familie nu te ajută, să zic că te duci acolo la doctorul Ion și ăla e ortoped specialist în chirurgia mâinii. Da? Tu nu știi unde să mergi. Așa este. Și atunci noi trebuie să ajutăm și AI-ul nostru la un moment dat, viitorul sau unde vrem noi să ajungem, că ne jucăm. Da? Ne jucăm cu un sistem
care poate să schimbe până la urmă un întreg ecosistem. M-aș hazarda să pun o întrebare. Cam cât din ziua de muncă a unui medic specialist cu înaltă specializare este ocupată de cazuri care s-ar fi putut rezolva în altă parte decât la el? Este foarte mare momentan. Depinde de spital, depinde de cum gândește medicul, depinde dacă vrea sau nu vrea să rezolve. O grămadă de factori care răspund, depinde de conexiunile lui, depinde de... Adică din categoria, eu vă înțeleg că vă doare la inimă, dar știți, eu mă ocup de gleznă aici. A, nu, lucrurile astea sunt foarte clare. Adică fiecare medic, aici răspund altcumva, cazurile simple nu trebuie să ajungă la medici specialiști. De-aia există medicina primară. Exact cum ai zis, oamenii sună că vor să fie văzut un doctor bun. În viitor va costa lucrul ăsta. Acum, serviciul ăsta de asigurări îți permite să mergi până sus, dar medicul de familie trebuie să rezolve toate cazurile ușoare și încă ceva, trebuie să facă prevenție. Ok, o să fac împreună cu AI-ul și atunci medicii cu adevărat excepționali vor fi cei care pot face lucruri pe care AI-ul încă nu le-a rezolvat. Și vor mai rămâne relevanți doar cei cu înaltă specializare, înaltă calificare și mai ce? Ce mai trebuie? Ce-ți va mai trebui în viitor ca să fii un medic la care să... care să aibă succes? Medicul de familie... Empatie. Care... Da. Poți să fii un medic foarte bun, dar dacă nu ești empatic cu pacientul, degeaba ești un medic. Deci medicul de familie care să ai primele discuții după ce te-a văzut un pic AI-ul și apoi repede te duce pe specialități. Da. Aici trebuie să fie această componentă, cum am zis, de empatie în care cu omul trebuie să vorbești. Trebuie să-i înțelegi durerea. Tu dacă ai 100 de pacienți pe zi, fiecare are o problemă personală pe care el o trăiește. Dar cum poți să dai atenție? Cum poți să dai atenție, respect, empatie fiecăruia din cei 100? E greu. E greu și foarte mult medici nu reușesc asta. Volumul e mare de muncă, puțin medici, presiunea foarte mare. Pe partea de AI, eu sper să ajung să putem măcar simula această empatie. Pentru că așa cum duplexul vorbește și nu-ți dai seama că e un AI și că nu e un om, așa poți avea un AI care să te asculte. Și să fac, așa este, aveți dreptate. Da, ce te doare? Dar nu să-ți mai spune din când în când, și vă doare, nu? Da, mă doare, maică, mă doare și uite... Îmi pare rău că vă simțiți așa. Și discutam noi, nu vreți să vă pună o muzică? Știi că discutam de chestia asta, să-ți aducă o muzică ca să te liniștească, dar el deja știe ce spune. Și după trei sferturi ori și spune, maică, mă bucur că am vorbit, mă simt mai bine acum că am vorbit cu tine. Practic și-a făcut terapie. Da. E ca la poștă, se unde nu mai mergeau pensionarii ca să se socializeze. Există terapie deja care funcționează, WeBot este unul, WOE, care s-a folosit în studii clinice, care arăta că pentru oameni cu depresie, doar vorbând prin chat cu cineva, care și toți că simt că cineva te ascultă, face deja o diferență. Deci este foarte mic pragul de unde poate fi de rău. Eu visez să fac un interviu cu cineva care a urcat într-un call center. Cred că ce povești poți să auzi de acolo. Ceva în genul ce vezi tu la căutări acolo. Mm-hmm. Cred că ce bagă oamenii în căutări câteodată. E un search. Nu, e tot un search. Care e cea mai ciudată chestie pe care ați găsit-o în căutări? Cea mai? Ciudată. Cum pot să-mi pun mâna la loc sau, nu știu, o ciudățenie din asta? Mi-am pierdut rinichiul. Cum pot să-l găsesc? Nu știu. Ciudată. M-am gândit să ne uităm la chestii date, ciudate. La chestii ciudate. Că-s propoziții, specializări, simptome. Sau poate o formulare de genul, domnul doctor, vă rog să mă ajutați cu o problemă. Și atâta, să fie toată căutarea, știi? Care e problema? Bilete de avion. A căutat bilet de avion. Da, și atunci ne-am dat seama că avem o problemă. Omul n-a înțeles... Serviciul. Da, și noi, problema e la noi. Right, hai că scrie medica acolo, nu scrie bilete de avion. Mă duc pe Google Flights pentru asta, dacă e nevoie. Nu o să-ți vină să crezi, deci când ai multe date, începi să înțelegi și ecosistemul social pe regiuni sau pe orașe. Reiasă foarte mult comportamentul. Mi-e teamă de ce o să găsiți voi acolo. O să vedeți care este orașul mai bogat, orașul mai deștept, orașul mai sărac, orașul mai poluat, orașul mai sănătos. Noi ne gândim să facem niște rapoarte când vom fi publici undeva pe sfârșitul anului viitor.
așa ne-am gândit, atunci să lansăm primele rapoarte pe orașe, dar să fie informații constructive, informații care nu lezează pe nimeni, uh-huh, și informații care să ajute la optimizare, fiindcă ăsta e scopul nostru. Da. Noi nu vrem să criticăm. Da. De aceea, inclusiv când am lucrat pe design, uh-huh, au fost multe lucruri, fiindcă medicilor nu le place ratingul. Da. Clinicilor nu le place, evident, stele. Și atunci noi avem o eprubetă care, mm, să umple sau scade, și atunci, da, am discutat cu specialiști în design, media, social, da, că chiar dacă e probeta atâta sau atâta, nu-ți dă senzația de două stele. Când zici două stele, deja ceva, mai bine vreau să ies din sistemul ăsta, că două stele, dacă e probeta e colorat într-un anumit fel, mă, bine ar fi să fie plină, dar nu-i nici goală. Și măcar atât. Și mai este un tip de informații din categoria celor foarte interesante, dar care nu ajută neapărat pe toată lumea. Cei de la Jawbone, înainte să dispară, au dat publicității un raport care spunea orele între care anumite popoare dezvoltă activități nocturne. Asta și noi știm. Asta am văzut. A, da? Da, deci știm pe județe că e simplu. Când se caută cel mai des un anumit de ăsta, la ce ore? Simptom. Da, și vezi că la 4 dimineața se caută, nu știu ce, gastroenterologie și dureri de stomac. Încă încep să aibă acolo și pe o localitate e mai mare decât așa. Deja îți dai seama că... Deci asta e simplu. Ok. Cred că am aflat mult mai mult decât îmi propusesem și ne-am înlungit mai mult decât am promis, dar mi-a plăcut foarte tare. Mi-a plăcut. Și mi-ar plăcea să ne mai vedem. Când veniți cu raportul ăla, poate facem cumva să ne întâlnim când scoateți raportul, să dăm să și discutăm. Să discutăm un pic. Cred că ar fi tare. Acum, noi am zis foarte puțin, dacă nu o să vezi, e genial. Îi umple toată masa asta de aici cu statistici, analize și sunt foarte interesante. Adică ți arată lucruri care poate bănuiai sau nu știai, da, deloc. Dar cifrele sunt cele care validează un lucru. Evident. Și cu date poate că o să facem un sistem medical care să funcționeze și pentru oameni, nu doar pentru sistem. Dar deocamdată ne oprim aici. Domnul doctor, mulțumesc, Horia. Dan, mulțumesc, George. Mulțumesc și vouă că v-ați uitat. Am vorbit așadar, am început de la mafia de la Google, mafia românească din Silicon Valley, și am ajuns la Râmeț, în Alba. Și sper că interviul acesta v-a adus niște chestii la care poate nici nu v-ați gândit. Și sunt recunoscător membrilor noștri care ne susțin și care au văzut și acest interviu în avans, dar vă mulțumim tuturor celor care ne urmăriți de fiecare dată. Nu uitați, dați cu like și cu share și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Iar până data viitoare, să vă fie numai bine!